Lăudat să fie Domnul pentru tot ce până aici ne-a dat. Dragii mei, până aici s-a cântat frumos, s-a vorbit frumos. Desigur, când e vorba de nuntă, vorbim lucruri frumoase despre căsătorie, dăm sfaturi, acea expresie care o auzim de multe ori, care nu prea sunt de acord cu ea, care se spune mirilor, auzi, voi astăzi o să auziți multe lucruri, voi sigur nu le auziți, dar o să le ascultați pe casetă mai târziu. Ei bine, eu vreau să ascultați ce se spune în Sfântul Cuvânt și ce ni se spune în această zi din partea lui Dumnezeu, dar vorbim despre sfaturi practice din viața de familie dată de Cuvântul lui Dumnezeu. Ne place foarte mult să dăm sfaturi și de altfel suntem foarte sfătoși de felul nostru. Uitați-vă la copii că de mici vor să dea sfaturi altora. Într-o zi am avut o conversație cu băiatul nostru cel mai mare, cu Samuel, am luat la mine în birou și am stat de vorbă împreună niște întrebări existențiale care le avea dumnealui la vârsta lui de 11 ani și stăm un picuț să depănăm, să vedem ce putem să răspundem. După ce pleacă din birou, merge la frații lui și preia lecția, acum așa spune, știi ce mai stat, și începe să-i spune el. Eu coincidental treceam pe lângă cameră și stau să-i ascult, la care altul din băieți ascultă, spune, niciodată nu spune tata lucrul ăsta. Ei, ne place să dăm sfaturi și să fim sfătoși, ne place să dăm la alții opinii și să ne exprimăm cum ar trebui să fie și să facem, dragii mei. Având în vedere că suntem și genuri diferite, operăm foarte diferiți. De exemplu, genul feminin, dacă se întâlnesc două femei la oaltă și discută, ele au acel aspect emoțional în care le place să-și discute sentimentele una către alta. Nu că ar căuta să schimbe ceva din ceea ce discută, dar să-și împărtășească sentimentele. Fratele Virgil Neagu spunea, dacă te uiți la două familii care se întâlnesc și la un moment dat vine timpul de plecare, dacă n-au reușit să spună tot ce au de spus, surorile încep să vorbească simultan împreună, ca să poată să-și termine povestea la oaltă. Între timp, bărbații stau și se întreabă, ce mi-ai făcut? Nimic, tu? Nici eu nimic. Și cam asta e discuția noastră. Bărbatul, din partea lui, fiind logic, jet by jet, gândește foarte pragmatic să repare tot ceea ce îi se spune. Și dacă îi spui unui bărbat că ai o problemă, primul lucru care îl face, îi stă sfaturi. Dacă observați, exact asta se întâmplă și în cadrul de familie. Uite, dragă, s-a întâmplat, păi nu te mai du acolo. Dar nu ți-am spus ca să-mi spui tu ce să fac. Eu ți-am spus numai să mă asculți, că am o durere și tu vreau să mă asculți. Bă, dacă m-ai întrebat, ți-am spus ce să faci. Așa gândim noi, operăm în felul ăsta foarte pragmatic și logic și tot ceea ce ascultăm, încercăm să reparăm orice problemă care ni se împărtășește. Noi nu ascultăm ca să ascultăm, noi ascultăm ca să reparăm. Așa ne-o crea Dumnezeu și ne place foarte mult să dăm sfaturi. Ei bine, dragii mei, societatea în care noi trăim, de asemenea, dă foarte multe sfaturi. Și-au căutat oamenii prin fel de fel de modele să creeze platforme și de altfel să-și expună idei și sfaturi care vor să le prezinte pentru alții. Și desigur, ca și mine ați auzit de foarte multe ori, 10 pași ca să fii mai deștept, 5 pași ca să slăbești mai mult, 6 pași să te iubești mai mult în familie. Și tot felul de platforme și pași și feluri și modele care oamenii le dau ca să fie o viață cât mai frumoasă, mai bine făcută, mai toate puse la punct. Și oamenii încearcă să dea sfaturi. Și sunt de altfel instituții întregi care singurul lor scop este să dea sfaturi. Și sunt acele instituții care sunt făcute special pentru nuntă și spun cum să-ți faci nunta și câte flori să pui la nuntă și câte flori să nu pui la nuntă și cum să îmbini culorile și cine știa că și culorile te-ți fie minate împreună. Și toate, ca să le pui cap la cap, ca să-ți iasă bine ziua, trebuie să ai foarte multe sfaturi și tot să-ți oferă câte cele toate, contracte și multe altele. Dar cu toate acestea, dragii mei, cu toate sfaturile și instituțiile și vorbele care se fac și florile care se pun și panglicile care se tai, vreau să vă spun, dragii mei, că totuși avem probleme. Și se observă că în timp apar conflicte în familie, se observă că în timp apar probleme și certuri, se observă în timp că apar separări și unii chiar ajung la divorț. Și se pune o întrebare, de ce? Că așa de multe sfaturi se dau. Până chiar miliardarul Bill Gates, poate ați auzit și dumneavoastră, recent a spus că va divorța de soția dumnealui și se pune o întrebare. Dacă nici măcar miliardele nu-ți pot salva familia, oare care sfaturi sunt mai bune de ascultat? Pentru că toți încearcă să dea sfaturi, să influențeze și să aducă cât de mult lumină și înțelepciune. Și atunci se pune o întrebare realistă, dragii mei. Oare de la cine ar trebui să ascultăm noi și să luăm sfaturi? Cine ar trebui să vorbească pentru noi și să luăm sfaturile acelea ca să schimbăm în bine viața noastră de familie și viața noastră personală? Apare o criză în viața unei familii prezentată în Evanghelia după Ioan, citită în această zi din capitolul 2, la care se dă un sfat și un sfat foarte bun, de care, pentru că s-a ascultat, a făcut Dumnezeu un lucru extraordinar.
De-a lungul istoriei s-au căsătorit foarte mulți oameni. N-avem o statistică pentru că au fost miliarde de oameni care s-au născut și au murit de-a lungul istoriei umane. Și desigur, aceștia toți s-au căsătorit, au făcut copii și au avut multe familii. Și cu toate, dragii mei, despre puține familii au ajuns să citească miliarde de oameni. Despre familia aceasta care a făcut nuntă în Cana din Galileea, de 2000 de ani se vorbește, se citește și miliarde de oameni au citit despre această familie. Știți de ce? Pentru că au ascultat sfaturile practice care au venit de la cineva care merită să fie ascultat. Și acela este Domnul Iisus Hristos. În această zi, dragii mei, aș vrea să vorbim despre ceea ce zicea mama Domnului Iisus, să faceți orice vă va zice El. Acesta este sfatul cel mai practic care îl putem oferi oricărei familii și în ziua de astăzi fratelui Cătălin și sorei Cristina care intră în legământul de căsătorie. Dacă vreți să aveți o căsătorie reușită, nu înseamnă nici câți bani ai, nu înseamnă nici câte pregătiri ai, nu înseamnă câte planuri ți-ai făcut, nu înseamnă cât de bine prezinți în fața publicului, ci dacă vrei să ai o căsnicie fericită, dragii mei, să faceți orice vă va zice El. Sunt ultimele cuvinte înregistrate ale mamei Domnului Iisus, cum zicem noi, Sfânta Fecioară Maria, care a avut puține cuvinte înregistrate în Sfânta Scriptură. În schimb, la un moment dat, apare această sintagmă și este ultima care rămâne din gura ei. Tocmai de aceea, cei care ar căuta să venereze pe Fecioara Maria pierd din aspect vederea aceasta că Dumnezeu ne-a lăsat pe Sfintele Scripturi această expresie care însă și ea o spune, să faceți orice vă va spune El, nu eu, nu alții. Tot ceea ce contează este ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Și mă rog în această zi pentru Cătălin și pentru Cristina și pentru toate familiile bisericii să ne ajute Dumnezeu să facem tot ceea ce ne va spune El. Dragii mei, mi-am pus o întrebare, ce a zis Domnul Iisus? Au fost multe învățături care le-a dat Domnul Iisus Hristos, dar revenind la cadrul familiei, revenind la câteva aspecte care le-am întâlnit în Sfânta Scriptură, observăm pe scurt doar patru lucruri care le-a spus Domnul Iisus Hristos, sfaturi practice care, dacă veți lua aminte la ele, dragii mei, frate Cătălin, soră Cristina și dragi familii, bine va fi de noi. În primul rând, ce a spus Domnul Iisus Hristos? A spus că la început n-a fost așa. În Matei, capitolul 19, cu versetul 4, drept răspuns, el a zis, oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Pentru ce dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărțire și să o lase? Iisus le-a răspuns, din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Primul sfat al Domnului Iisus, de la început, n-a fost așa. Am ajuns într-o vreme a modernismului exagerat, dragii mei, în care au căutat oamenii să redefinească familia, structura maritală și ceea ce înseamnă soțul și soția în N feluri și au crezut că prin aceasta vor îmbunătăți ceea ce înseamnă contextul familial. Și-au dat greș. Spuneam și-au dat această poezie veche care se spunea, că odinioară se cânta, tata cântă pe tractor, mama acolo ce-i ne face? E, feministul ne-a învățat că trebuie să spunem, mama cântă pe tractor, tata cioboței ne face. Și-au gândit oamenii că dacă vor redefini familia, asta va duce la o stabilitate mai bună, vor fi oamenii mai fericiți, mai buni, mai bine echilibrați, mai pregătiți, dragii mei. Dar zicea Domnul Iisus, oameni buni, la început n-a fost așa. Știți cine este singurul care are dreptul să definească familia? Creatorul care a făcut-o. Și acela este ziditorul Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Nimeni n-are dreptul să intervină în ceea ce înseamnă structura familiei. Și auziți ce spune Domnul Iisus și până departe merge Domnul. Ce-a împreunat Dumnezeu. Noi gândim că oamenii ajung să ajungă împreună, se căsătoresc și devin un singur trup. Dar Biblia spune că cel ce se implică la împreunarea celor doi, cel ce aduce împreună și face fuziunea ca din doi să devină unul, este Dumnezeu. Și de aceea zicea Domnul, ce a împreunat Dumnezeu, omul
să nu despartă. Nu contează că ești soț, soție și nu-ți mai place în familie și vrei să-ți faci căsătoria. Nu contează că ești om care crezi că în casa altuia tu poți să dai reguli, dragii mei, ce a împreunat Dumnezeu, omul, să nu despartă. Pentru că aici s-a implicat ziditorul care de la început a creat toate lucrurile, mărit să-i fie în numele. Ba mai mult, cineva va spune, e adevărat că la început a fost bucurie, ne-am iubit, a fost frumos, ne-am cântat cântări de dragoste și ne-am trimis atâtea poezioare unui altuia și câte alte lucruri am făcut pentru ceilalți. Dar știi, au trecut ani, am îmbătrânit, a ajuns mai greu, el nu mai este prințul frumos, e băbălăul care m-a căsătorit, ea nu mai este prințesa mea, am îmbătrânit și ea și acum parcă așa peste ani s-a răcit dragostea între noi. Dar observați ce spunea Domnul Iisus. La început n-a fost așa. Atunci când v-ați căsătorit, dragii mei, cum era în ziua căsătoriei? Cum a fost imediat după căsătorie? Cum a fost în prima lună, a doua lună, a treia lună? Că știți că la început n-a fost așa? Găsim în și în scuze că peste ani ne-am schimbat și nu mai suntem la fel și am obosit și dragostea noastră a răcit. Dar la început n-a fost așa. Într-o consiliere, fratele Dragoș Croitoru vorbea cu un cuplu care vroiau să se despartă. Și vorbeau foarte supărați unul de celălalt, care la un moment dat spune, frate Dragoș, auzi, dar când voi v-ați căsătorit, cum a fost? La început, cum a fost? O, stai să vezi, frate, că asta e poveste lungă. O, știi cum a fugit el după mine să mă caute, să-mi dea o chitară, să cânt în biserică, tot satul înconjurat. A început să zâmbească amândoi și pe când a terminat povestea, spune el, vezi că la început n-a fost așa? Dragii mei, unul din sfaturile practice ale Domnului Iisus pentru familii, frate Cătălin, soră Cristina, nu uitați că la început a fost binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu uitați că în ziua de astăzi, înconjurați de familie, de prieteni, de cei dragi, de Biserica lui Dumnezeu și de asistența divină care este prezentă în adunare prin prezența Duhului Sfânt, astăzi, la început, Dumnezeu vă dă o binecuvântare. În parcursul vieții, în timpul anilor, în decurgerea anilor care vor fi, în greutăți care vor apărea și în modernismul care va căuta în timp să erode ceea ce înseamnă familia, nu uitați, la început n-a fost așa. În al doilea rând, sfat practic al Domnului Iisus Hristos, aș spune, cum zicea omul lui Dumnezeu Iosif, să nu vă certați pe drum. Ascultați ce spune în Marcu, în capitolul 9, cu versetul 33. Apoi au venit la Capernaum, când era în casă, Iisus i-a întrebat, despre ce vorbeați unul cu altul pe drum? Dar ei tăceau pentru că pe drum se certaseră între ei ca să știe cine este cel mai mare. Și apar probleme în căsătorie, dragii mei, pentru că n-am luat aminte la sfatul acesta, să nu vă certați pe drum. Și ajungem în căsătorie să ne certăm pentru lucruri așa de banale, încât după ce trecem peste ele, întrebăm, dar noi de ce ne certam? Noi de ce am discutat? Ce s-a întâmplat? Eu parcă am și uitat de unde am pornit discuția, că de la o singură discuție ajungi la N alte discuții care tot te deschizi. Dar știi că odată și atunci și mama ta și tata tău și bunica au fost la fel și tot mergând pe linia aceasta într-o zi te întorci și dar noi de unde am pornit? Dacă vreți, dragii mei, să fie bine în familie și vreți să ascultați ceea ce a spus Domnul Iisus, să nu vă certați pe drum. Știți de ce ne certăm? Pentru că suntem prea mândri. Pentru că ne doare în orgoliu ca să lăsăm de la noi, dar cum să aibă soția mea dreptate? Eu am dreptate. Și dacă am greșit, tot eu am gândit-o bine, numai că n-a înțeles ea cum trebuie să înțeleagă din prisma mea. Ei, dragii mei, pentru că suntem prea mândri, din cauza aceasta ajungem să ne certăm pe drum. Pentru că suntem prea mândri și nu lăsăm de la noi, ajungem să ne certăm în familie. Și zicea Domnul Iisus Hristos, dacă vreți să ascultați sfaturi practice de familie, să nu vă certați pe drum. În Coloseni 3:13 ni se spune, și dacă are vreunul dintre voi pricină de plângere unul împotriva altuia, știți ce să faceți? Îngăduiți-vă unii pe alții. O, Doamne, mai lasă îngăduință în familie, mai lasă dragoste în familie, mai lasă echilibru în familie. Dragii mei, să nu vă certați pe drum. E lung drumul căsătoriei. Unii deja au început doar de un an, doi, trei, alții poate de 10, 15, 20, alții poate deja ați ajuns cu doctorat în căsătorie, de ani de zile căsătoriți. E bine, dragii mei, să nu vă certați pe drum. În al treilea rând spunea Domnul Iisus din sfaturi practice pentru familie, dacă vrem să ascultăm orice ne va zice El, spunea Domnul Iisus Hristos, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. În Marcu, în capitolul 10, cu versetul 14, ucenicii au certat pe cei ce duceau copii la Domnul Iisus și El le spune, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei.
Ei bine, dragii mei, nu știu ce s-a întâmplat în contextul familiilor moderne, chiar din biserică, întrucât ne-am oprit la primele trei binecuvântări ale psalmului 127, dar am uitat de a patra. Am vrut din toată inima și dorim ca Dumnezeu să fie Cel ce zidește familia. Ferice de Cel ce zidește casa Dumnezeu, că dacă Dumnezeu se implică în zidirea casei, foarte bine, că degeaba zidești tu dacă nu dă Dumnezeu binecuvântare. Cu a nevoie pui și structuri și vă urmăriți unul pe altul și vă necăjeți unul pe altul, dacă Dumnezeu nu se implică să dea biruință, degeaba. Mai zicea Sfântul Cuvânt în Psalmul 127 că degeaba veghează cel ce păzește o cetate dacă nu veghează Dumnezeu. Câte pericole ne apar în drumul căsătoriei, câte ispite nu vin, câte lupte din partea celui rău, dacă n-ar veghea Dumnezeu asupra noastră, mare prăpăd ar fi. Dar mărit să-i fie numele, că și astăzi Dumnezeu se mai implică în familii. Mărit să fie Domnul. Ba mai mult, cei preiubiților lui le dă pâinea ca în somn. Asta binecuvântare toți o vor. Cineva se ruga la o binecuvântare: Doamne, fă-l să lucreze puțin și să aibă mult. Așa dorim toată lumea, dorim cât mai puțin și să iasă cât mai mult randament. Să cadă pâine din cer, mană în living room de la Dumnezeu. Dacă mai intră și o prepeliță pe geam, Doamne ajută, facem barbecue. Și ne-am bucurat de astfel de binecuvântări. Și primele trei le vrem din plin. Dar de ce ne oprim la primele trei? Că merge mai departe cuvântul și spune: iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui, o binecuvântare dată de El. Dumnezeu binecuvintează familia cu copii. Și îmi doresc Dumnezeu să binecuvânteze familiile bisericii cu copii sănătoși, binecuvântați, care să fie o bucurie în casele fiecăruia. Frate Cătălin, soră Cristina, primiți din partea lui Dumnezeu copiii care Dumnezeu va vrea să vi dea. Dacă vreți să ascultați sfaturi practice din partea singurului care are dreptul să dea sfaturi, nu un om, ci Domnul Hristos, El spunea: lăsați copilașii să vină la mine și noi opriți. În al patrulea și ultimul rând la sfaturi practice apare un sfat interesant, extras din pasajul nostru, anume din versetul 7. Iisus le-a zis: umpleți vasele acestea cu apă, și le-a umplut până sus. Aș spune ultimul sfat practic, dragii mei: umpleți vasele cu apă. Ce vreau să spun prin aceasta? Dumnezeu nu ne-a cerut ceea ce noi nu putem face. Știți că la mormântul lui Lazar a venit Domnul Iisus împreună cu ucenicii și familia lui Lazar. Și Domnul Iisus face o rugăciune, după care spune oamenilor: dați piatra la o parte. De ce a zis El aceasta pentru ei? Pentru că le stătea în măsură să facă ei aceasta. Putea trimite Dumnezeu un înger din cer? Dar sigur, că la mormântul Domnului Iisus un cutremur de pământ s-a făcut și un înger a apărut și a dat piatra la o parte. Putea să facă Domnul. Dar a vrut să fie conlucrător cu oamenii și lor le-a cerut să facă ceva ce le stătea în măsura puterii lor. Dați piatra la o parte. Apoi a venit un test enorm de mare, la care niciun muritor n-avea putere să facă ceva. Dar aici Domnul Slavei, Domnul Vieții, se apropie și strigă cu mare putere: Lazare, ieși afară! Și la porunca Mântuitorului, mortul învie și iese afară din mormânt. Iar acum apare o nouă poruncă: dezlegați-l și lăsați-l să umble. Ei bine, dragii mei, sunt lucruri care ne revin nouă în familie să le facem. Nu le va face Dumnezeu pentru noi, ori de cât de mult de ori am vrea noi. Dumnezeu ne cheamă să facem noi ce ne revine nouă. Puneți apă în vase. Doamne, dacă eram mai pocăit, Doamne, dacă făceam mai mult, Doamne, dacă aveam mai mulți bani, poate nu era așa. Nu e adevărat. Pentru că Dumnezeu nu ți-a cerut ceea ce nu ai. Dacă ai apă, pune apă în vase, că restul face Dumnezeu. Știți ce este apa? Spune în 1 Samuel, capitolul 7, cu versetul 6, că acolo când a plâns poporul după chivot, au scos apa, au vărsat-o înainte lui Dumnezeu, s-au mărturisit și au plâns și s-au rugat înaintea lui. Știți că rugăciunea este apa care o pui în vase? Tu n-ai ce schimba, dar apelezi la Dumnezeu și pui azi o rugăciune și mâine o rugăciune și iar o rugăciune și într-o zi Dumnezeu, care poate schimba banalul în extraordinar, va face o nemaipomenită minune. Ca Domnului puterea în cer și pe pământ, mărit să fie numele Domnului. Pune apă în vase. Nu ți-a cerut Dumnezeu ceea ce nu poți să faci. Nu ți-a cerut să faci tu minunea care nu poți face. Dragă soră, nu poți schimba soțul tău oricât de mult ai încerca. Drag frate, nu poți schimba soția ta oricât de mult ai încerca. Uitați-vă când apare un argument în familie și nici unul vrea să cedeze. Eu am dreptate, eu am dreptate. Ce vrei să faci?
Faci Skanderberg ca să vezi care e mai tare. N-ai ce să faci ca să schimbi pe cineva, dar există un agent din partea lui Dumnezeu care pătrunde până în taina ascunsă a inimii și Duhul Sfânt al Domnului schimbă mintea, schimbă inima, mărit să-i fie numele. Pune apă în vase, atât ți-a cerut Dumnezeu. Nu ți-a cerut ceea ce nu poți să faci tu. Frate Cătălin, soră Cristina, umpleți vasele cu multă apă, cu rugăciune, cu al Domnului cuvânt care este o apă curată care ne spală, cu acele lucruri care le puteți face și vă stau în măsura voastră, că restul va face Dumnezeu. Și într-o zi de nevoie va preschimba ceea ce voi ați spus în banca lui Dumnezeu, rugăciuni și cereri puse acolo, într-o zi Dumnezeu va trimite har din cer și biruințe nemaipomenite, mărit să fie numele Domnului. Dacă vreți să aveți familie binecuvântată, dragii mei, lăsați pe Iisus Hristos să facă parte din familia dumneavoastră. Multe căsnicii au fost peste ani, multe nunți s-au făcut în lumea aceasta, dar despre nicio altă nuntă nu se vorbește cu atât de mult patos decât despre nunta din Cana Galileea. Cântări, predici, poezii despre Cana Galileea. Această familie banală, iertați-mi expresia, din anonimat a ieșit în relief pentru un singur motiv, că în familia lor, la nunta lor, a venit Domnul Iisus Hristos. Ei bine, dragii mei, luați-L pe Domnul Iisus Hristos cu voi la drum. Frate Cătălin, soră Cristina, plecați de astăzi la drum împreună cu Domnul Iisus Hristos. El este prezent în adunare ca să vă asculte legământul care îl faceți unul către celălalt. Onorați legământul acesta. Dar nu uitați în tot timpul căsniciei voastre, nu sloganele lumii acesteia, ci un cuvânt biblic. Să faceți orice vă va zice El. Împliniți poruncile Domnului Iisus Hristos și astfel, în familia dumneavoastră veți avea parte de bucurie, binecuvântare, har și veți avea întotdeauna un an de binecuvântări. Și în momentele de criză, Dumnezeu va schimba banalul în extraordinar, va schimba apa lacrimilor voastre în vinul bucuriei care este prezența Duhului Sfânt în familie. Va schimba Dumnezeu momentele de criză în minuni care le va face Dumnezeu în familia voastră. Îmi doresc din toată inima să mergeți la drum împreună cu Dumnezeu. Și Domnul să binecuvânteze căsnicia voastră. Și dragi frați, dragi surori, dragi familii în adunare, vă doresc să ascultați de porunca Domnului. Dacă ați ascultat până acum sfaturile colegilor de la lucru, dacă ați ascultat până acum sfaturile instituțiilor și multor oameni, ascultați astăzi de sfatul Domnului să faceți orice vă va zice El. Amin.